Agraria, Jucu, la final au fost niște zile pline, prima a început cu o vreme foarte rea, dar ploaia este semn de belșug pentru fermieri. Corina Amareș, director DLG Intermarketing, încă ai cizmele de cauciuc în picioare. Salut, mâna! Asta pentru că spuneai, ploaia înseamnă bogăție. Am rămas cu ele, că așa este, dacă am început cu ceva, continuăm, nu schimbăm regulile în timpul jocului. Să știi că nu ne mai numim doar de lege Agriplanta Romagrotec aduce ploaia și Agraria acum aduce ploaia. Da, au fost câteva zile mai grele, dar să știi că eram destul de speriați, să nu zic, emoționați sau, mă rog, îngrijorați, pentru că deja știam că în Ardeal vremea bună i-a scos pe fermieri în câmp, la semănat și la lucernă. Și atunci, la porumb și la lucernă, și atunci ne gândeam, clar, nu mai vin la târg, dar se pare că Doamne a ținut și cu noi și a dat puțină ploaie atât de necesară și în Ardeal, în sud nu mai spunem. Păcat că n-am trimis-o. Dar ploaia a adus și belșug de vizitatori. Așa este. În primele două zile, când vremea nu a ținut așa mult cu noi, au fost vizitatori strict foarte specializați, deci tehnic, oamenii au venit știind exact ceea ce își doresc să obțină din expoziție, au avut timp să stea de vorbă cu firmele expozante, deci practic și specialiștii, dar și publicul larg, cred că au fost anul acesta favorizați, unii de vreme, unii de vremea rea, unii de vremea bună, știi cum se spune. Firmele expozante se află alături de noi, domnul Arghir Ilea. Bună ziua! Bună ziua! Sunt Arghir Ilea, președintele Cooperativei Genetica din Transilvania. Astăzi am avut un eveniment important pentru partea de zootehnie, respectiv concursul de bălțată românească, Miss Agraria, am desemnat-o. Au fost niște exemplare extraordinare în ring, toată lumea le-a admirat, au fost chiar foarte frumos, cortul plin și au avut ce vedea. Bălțata românească se bucură de un succes deosebit aici, în inima Transilvaniei, de aceea a fost foarte bine că a fost prezentă aici la Jucu. Da, bălțata românească în Transilvania este principala rasă pe care o cresc, se crește aici, este o rasă de lapte-carne care îndeplinește destul de bine cerințele și pentru lapte și pentru carne și atunci este de interes. Este aclimatizată aici și vrem să o dezvoltăm și să o facem să meargă mai departe și să aibă performanțe. Și pentru că alături de noi este și Corina Amareș, cât de importante sunt aceste manifestări de profil în cadrul acestor expoziții? Eu cred că sunt foarte importante și cred că crescătorii abia așteaptă să vină să vadă exemplare, astfel de exemplare la expoziție, să-și ia așa un suflu, să-și ia un curaj, să vadă că se poate și chiar au meritat, au avut ce vedea.